Soarele de primăvară se revărsa prin ferestre în timp ce Sofia lustruia pentru a suta oară geamul deja strălucitor. O durea spatele, o dureau brațele, dar privirea critică a soacrei sale nu-i dădea de ales. Fiecare colț trebuia să strălucească. Ultimele 3 ore se transformaseră într-un maraton al curățeniei și părea că nu se va termina niciodată. Sunt dungi aici. Elena Popescu a trecut un deget peste sticlă, deși Sofia ar fi jurat că strălucea ca nouă. Și aici, praf. Soacra ei a arătat spre degetul ei curat, arătându-le ca și cum ar fi adunat cumva murdărie. Epuizată, Sofia și-a îndepărtat o șuviță de păr de pe față și, în cele din urmă, s-a așezat pe un scaun. Vederea era încețoșată de oboseală, iar gura era uscată. Nici măcar nu avusese ocazia să bea apă în toată această curățenie. De ce stai aici? Ai terminat treaba. Era o iritare abia ascunsă în vocea soacrei sale. Nu, aveam nevoie doar de o odihnă rapidă, a răspuns Sofia, încercând să rămână calmă, deși interiorul îi se zvârcolea de frustrare. Nu e timp de odihnă. Ți-am spus, locul trebuie să strălucească până seara. Elena Popescu și-a ridicat mâinile în sus ca și cum Sofia ar fi comis o crimă teribilă. De ce atâta grabă? Sofia a încercat să se ridice, dar picioarele au trădat-o, tremurând. Nu trebuie să-ți faci griji pentru asta. Treaba ta este să faci ordine în acest loc. Ceva în interiorul Sofiei a cedat. Timp de 3 ani, a îndurat acest ton autoritar, aceste critici nesfârșite și demonstrația constantă de autoritate a soacrei sale. Dar astăzi, se săturase. S-a ridicat încet în picioare și a strâns umerii și, privindu-și soacra în ochi, a spus: știi, vorbește așa cu prietenii tăi dacă vrei, dar eu nu te ascult. La revedere! Aruncând cârpa cu care lustruise geamul, Sofia s-a îndreptat spre ușă. Sunetul închiderii acesteia i-a adus un neașteptat sentiment de ușurare. Pentru prima dată după mult timp, se simțea liberă. În timp ce Sofia mergea pe stradă, aproape că s-a blestemat pentru că a fost de acord cu rugămintea soțului ei de a-și ajuta mama. Dragă, mama nu se simte bine, chiar are nevoie de ajutor. Ea ne-a rugat să venim. Atunci du-te și ajută-o. Nu mă deranjează. Știi că nu pot. Am de lucru. Nu lucrez și eu. Oh, haide, soție, nu e la fel. Tu ai un program normal. Eu nu am parte de atâtea îngăduințe. Sofia a vrut să-i reamintească soțului ei că programul ei normal însemna să lucreze în fiecare zi, fără weekenduri. Dar știa că ar fi fost ca și cum ar fi vorbit cu un zid, așa că a rămas tăcută. Sofia, te rog, doar ajută-o. Sunt doar câteva ore și odor picioarele. Apartamentul este un dezastru. Ea a oftat și a fost de acord, neștiind ce o așteaptă. Nu a fost întâmpinată de o soacră fragilă și neajutorată, ci de o femeie perfect sănătoasă care a început imediat să latre ordine. În primul rând, dă cu mopul pe jos și nu te lenei. Voi verifica să nu rămână niciun fir de praf sau de grăsime. Apoi spală din nou ferestrele și podelele. Nu uita de frigider și de cuptor. Îndoaie lucrurile în sufragerie după ce ai șters praful de peste tot. Nu amesteca încărcăturile de rufe. Și în dormitorul meu, asigură-te că totul este la locul lui. Nu vreau să caut ceva mai târziu. Curățați toaleta fără chimicale. Am alergii. Ascultând această listă, Sofia a făcut ochii mari. Să facă tot ce-i cerea soacra ei într-o singură zi era imposibil. Plănuia să ajute. Da, spera să primească măcar un bol de supă la prânz, dar soacra i-a tăiat calea. Prânzul? Ai terminat deja. Mănâncă acasă. Mergând spre casă, Sofia se pregătea să-și descarce frustrările pe soțul ei. Uită-te la asta! Și-au găsit ajutor gratuit. Nu pentru asta am semnat când m-am căsătorit. Își amintea bine cum Andrei jurase că soția lui va trăi ca o regină și nu va fi niciodată maltratată. Da, nu mai vorbe. Iar eu m-am lăsat păcălită ca o școlăriță naivă și m-am măritat cu el. Nu că soțul ei ar fi fost groaznic, dar Sofia se descurca singură cu întreaga gospodărie, fără ajutorul lui. Muncea la fel de mult ca și el, câștiga la fel de mult, dar el avea obiceiul de a-i minimaliza munca. Indiferent ce făcea ea, el spunea mereu: dacă aș avea atât de mult timp liber, aș face și mai mult. Era exasperant. Să se relaxeze? Cum ar putea să se relaxeze cu o zi de lucru plină, urmată de curățenie, gătit,
alergat la casa părinților ei și ajutat-o și pe mama lui. Soacra ei nici măcar nu se gândea să le ceară ajutorul fiului și nurorii ei, fără să facă scandal. Soțul ei se grăbea să plece la cheremul ei. Nu o pot refuza. Atunci nu o refuza, dar nu trebuie să mergi în fiecare zi. Poți să o ajuți în weekenduri. În cele din urmă, el a fost de acord să-și viziteze mama doar sâmbăta. Dar Elenei Popescu nu i-a plăcut acest aranjament, așa că a venit cu noi manipulări. Starea mea de sănătate s-a agravat și nu mai am aproape nimic în frigider. Ai putea să comanzi niște alimente? Mi s-au terminat medicamentele, iar genunchii mă omoară. Ai putea trimite un curier? Oh, fiule, trebuie să merg la bancă să plătesc facturile, dar mi-a crescut tensiunea. Ai putea să le plătești online pentru mine? Bineînțeles, niciunul dintre banii cheltuiți pentru mama lui nu se întorcea în gospodărie. Iar Sofiei nu-i plăcea acest lucru. Ea a observat că familia lor trebuia acum să facă economii din cauza cererilor constante ale soacrei sale. În esență, Sofia era cea care întreținea familia. Andrei, nu-mi place acest aranjament. Mamei tale este ușor. Soțul ei a respins-o. Dacă ar fi un pic mai recunoscătoare și mai puțin exigentă. Dar această femeie părea să se considere cea care conduce, tratându-și Nora ca pe un ajutor personal. Când a ajuns acasă, soțul ei nemulțumit o aștepta. A întâmpinat-o la ușă, nici măcar nu a lăsat-o să-și scoată haina înainte de a se lansa în plângeri. Ce ai făcut la mama acasă? Știi că nu poate fi stresată sau să se supra-solicite. Nu puteai să termini curățenia. A explodat Sofia. Dragă, dacă ești atât de îngrijorată, du-te și ajută-o tu. Cât despre mine, mă spăl pe mâini. Nu sunt o servitoare și cu siguranță nu trebuie să suport critici și ordine. Soțul ei s-a încruntat. Ea nu este așa. Poate că nu cu tine, dar exact așa este cu mine. Nu crezi asta. Du-te și ajută-o cu curățenia. Bine, o voi face. Ce soție am? El a mormăit, s-a pregătit și s-a dus la mama lui. Sofia nu l-a oprit. A pregătit mâncare și s-a întins, sperând să se odihnească. Andrei s-a întors târziu în seară, intrând în apartament clătinându-se ca un om înfrânt, descheindu-și haina de pe el, frustrat. Sofia l-a privit cu amuzament cum se chinuia cu haina. Deci, ai curățat totul? El i-a aruncat o privire iritată. Lasă sarcasmul. Vrei? E ceva de mâncare? Oh, deci mama nu și-a hrănit băiețelul. A întrebat Sofia cu o notă de amuzament. Andrei a suspinat. Bine, bine, ai avut dreptate. Hai să o lăsăm baltă. Bine? Doar dă-mi ceva de mâncare. Mor de foame. În interior, Sofia jubila, dar își păstra un exterior calm. Are încălzit cina pentru el. Nimic de spus? Mama și-a pierdut mințile. Ce-i cu obsesia asta cu ordinea? Care-i rostul? Habar n-am. Ești fiul ei. Ai ști mai bine. Dacă nu mai, crezi că nu am întrebat? A spus că nu e treaba mea. Sofia a ridicat din umeri. Mi-a spus același lucru, doar că un pic mai grosolan. În acea noapte, cuplul a dormit liniștit, oboseala purtându-i într-un somn adânc, comun. Dar în dimineața următoare, telefonul Sofiei, lăsat deschis cu volumul ridicat, a sunat puternic, trezindu-i pe amândoi. Sonia, dormi? Vocea soacrei sale a șters ultimele rămășițe de somn. Nu mai sunt. Ce dorești? Am vrut să-mi cer scuze. Am greșit. Vă mulțumesc amândurora pentru ajutor. Mai este ceva? Sofia nu avea chef să asculte scuzele soacrei sale, dar politețea a ținut-o la telefon. Da, ai putea să mă ajuți cu un mic comision? Doar o scurtă vizită la magazin. Știu că abia te-ai trezit. Nu e nicio grabă. Am nevoie doar de cineva care să mă ajute să car bagajele înapoi în apartament. Bine, dar numai după serviciu. Mulțumesc, dragă. Sofia a dat din cap și a închis. Nu prea voia să mai facă un drum până la soacra ei, dar își ceruse scuze. Să o refuze i s-ar fi părut nepoliticos pentru o cerere atât de mică. După serviciu, Sofia s-a dus direct la soacra ei. Femeia era gata de plecare în momentul în care Sofia a ajuns, întâmpinând-o la ușă. Mulțumesc că ai fost de acord să mă ajuți.
Mergem? Sofia și-a urmat soacra prin magazin, surprinsă de articolele care umpleau coșul: somon, brânzeturi gourmet, cârnați, caviar, ciuperci sălbatice, creveți, calamari, carne de calitate superioară, chiar și felii de jamon. Cu fiecare adăugare, ochii Sofiei se măreau. Nu înțelegea de ce soacra ei avea nevoie de mâncare atât de scumpă și nici cum avea de gând să plătească pentru ea. Ca și cum i-ar fi citit gândurile, Elena Popescu i-a explicat în cele din urmă: oh, vine un oaspete special și nu vreau să par ieftină. Serios? Și cine ar putea fi acest oaspete? Fosta mea vecină și fiica ei. Au avut noroc în viață și s-au mutat în străinătate, dar acum sunt în vizită. Fiica ei este uimitoare. Pe vremuri, Andrei era foarte îndrăgostit de ea. Chiar am crezut că se vor căsători, dar el te-a ales pe tine. Deși soacra ei a acționat de involt, Sofia a văzut prin ea, încerca să o subestimeze. Le-am spus că nici fiul și nora mea nu sunt niște leneși. Cu siguranță nu pot servi rulouri de varză când vor sosi ei. Sofia a mers cu soacra ei până la casă. Totalul era impresionant. Soacra ei a rămas acolo, fără să spună nimic. Sofia a tăcut și ea. Ei bine, ce mai aștepți? Ți-ai uitat cardul? Plătește și nu mai ține coada. Soacra s-a uitat la ea așteptând, ca și cum ar fi fost cel mai faiersc lucru din lume. Sofia aproape că s-a anecat în șocul îndrăznelii ei, dar și-a recăpătat repede calmul și a răspuns: de ce ai presupune că am atâția bani? Eu nu plătesc pentru asta. Elena Popescu s-a înroșit, uitându-se nervoasă la casieră. Sonia, nu mă face de râs, a șuierat ea, dar Sofia doar a zâmbit. Te faci de râs singură. Credeai că o să cad pradă unei asemenea manipulări? Ai calculat greșit. Mamă, nu am atâția bani și chiar dacă aș avea, nu i-aș cheltui pe capriciile tale. Cu asta, Sofia s-a întors și a ieșit din magazin. Starea ei de spirit s-a îmbunătățit pe măsură ce se plimba pe stradă. S-a oprit chiar și la o cafenea și și-a cumpărat un cornet de înghețată. La scurt timp după aceea, soțul ei a sunat. Ce s-a întâmplat de data asta? Mama plânge și te blestemă până la cer. Ce ai făcut? Ce? Crezi că trebuia să rămân și să fiu umilită alături de ea? Ascultă, Andrei, m-am săturat. Dacă ești nefericit, poți să pleci din apartamentul ăsta și să te duci la ea. Hai să divorțăm și să terminăm cu asta. Prima ta iubire vine la tine. Asta e șansa ta să o faci fericită. Ea a închis și și-a comandat o ceașcă de ceai tare. În acea seară, a ignorat cina și s-a dus pur și simplu la culcare. Se săturase să lase oamenii să o calce în picioare. Dacă soțul ei avea probleme cu atitudinea ei, era liber să plece. Andrei s-a întors acasă după miezul nopții. Sofia zăcea în întuneric, uitându-se la tavan, trează. El a zăbovit lângă ușa dormitorului, apoi a spus încet: știi, m-am gândit mult în seara asta și ai avut dreptate. Tot timpul. Sofia a rămas tăcută, așteptându-le să continue. Mama mi-a povestit despre magazin, despre acest oaspete al ei. Mi-am amintit cum mă compara mereu cu fata aceea, Lena, chiar și atunci când te-am cunoscut. Abia acum mi-am dat seama. Ea m-a manipulat toată viața și a încercat să te manipuleze și pe tine. S-a așezat pe marginea patului. L-am sunat pe tata. Știi ce a spus? A părăsit-o din cauza controlului ei constant, a manipulărilor ei, a nevoii ei de a gestiona pe toată lumea. A încercat să facă și din el marioneta ei. Sofia s-a întors cu fața la el. Și ce ai de gând să faci? Am angajat o menajeră pentru ea. De 2 ori pe săptămână, să o ajute cu curățenia. Îi voi comanda cumpărăturile, dar numai cele esențiale. Și i-am aranjat o întâlnire cu un terapeut. Ea nu știe încă. Crezi că va merge? Se va duce. I-am spus clar: ori se ocupă de ea, ori își pierde fiul. Destul e destul. O iubesc, este mama mea, dar nu o voi mai lăsa să ne distrugă familia. Sofia s-a așezat în pat. Și cum rămâne cu invitatul ei special? Andrei a chicotit: n-o să vă vină să credeți. Se pare că nici măcar nu plănuise să vină. Mama a inventat totul. A făcut o pauză, apoi a adăugat: iartă-mă pentru tot. Îți promit că lucrurile se vor schimba.
Sofia și-a sprijinit capul pe umărul lui. Îl credea. Pentru prima dată după mult timp, îl credea cu adevărat. Aveau să se confrunte cu mai multe provocări, fără îndoială, dar acum urmau să le înfrunte împreună. În dimineața următoare, Elena Popescu a primit un mesaj de la fiul ei. Mamă, am aranjat să mergi la un terapeut. Ori încet să lucrezi asupra ta, ori mă pierzi. Alegerea este a ta. Ea s-a holbat la ecranul telefonului pentru o lungă perioadă de timp, apoi a scos un oftat greu și reticent. În regulă, fiule, ai dreptate. Uneori trebuie să ajungi la limită pentru a o lua de la capăt și poate că asta e singura cale spre vindecare.